Am venit astăzi cu un TikTok, tot mai luminată sunt pe partea asta, și să știți că de data asta chiar am un ceai care e super aburind, pentru că acum l-am luat de pe foc, este un ceai cu ghimbir și este super, super fierbinte, așa că nu o să pot să-l beau, îmi pare rău dacă se văd aburii pe aici, dar e foarte fierbinte. Am zis că astăzi să fac un TikTok pentru voi, pentru că am văzut că vă plac. Vă place că am reluat seria asta de TikTok-uri și am zis că o dată, de două ori pe lună, să văd cum fac programul, că încă nu m-am stabilit la un program. Încerc să îmi fac un program să includ cam toate variantele de clipuri pe care le fac eu și încerc să le fac loc la toate, și clipurilor despre eleganță, și clipurilor de beauty, și de fashion, și TikTok-urilor. Asta pe lângă clipurile cu cărți care vin în alte zile, dacă ați observat, și pe lângă daily vlog-uri, da? Care și daily vlog-urile au o zi dedicată, și anume duminica. În ziua de joi, când discutăm altceva decât cărți și daily vlog-uri, am zis să vin să văd cum fac programul și să avem și măcar 1-2 TikTok-uri pe lună. Vedem în funcție de cum intră de luna viitoare. Am văzut că vă plac TikTok-urile și prin urmare avem un TikTok astăzi și vreau să discutăm puțin despre tot scandalul ăsta, scandal, agitație, nevoie de atenție poate din partea unora, care s-a format în mediul online pe ideea declarațiilor sau comentariilor, că e un comentariu ăla pe care l-a făcut Delia la adresa faptului că nu vrea copii. Acum, ca paranteză, recomandarea astrologului este ca pe Delia să nu o luați foarte în serios când face asemenea remarci sau când iese cu asemenea fraze de genul, cum zicea, că oricum suntem prea mulți, ceea ce nu-i departe de adevăr, că lumea s-a ambalat foarte tare și pe ideea asta, oricum suntem prea mulți, la ce să mai facem? S-a îmbalat pe fraza asta. Zic să nu o luăm prea tare în serios când scoate asemenea fraze, pentru că nu este cel mai relatable om, să spunem, în materie de multe lucruri. Să nu uităm de ce s-a întâmplat la începutul pandemiei și cu criza artiștilor, că nu mai au ce cânta și nu mai au după ce mânca, uitând să menționeze de toată evaziunea fiscală pe care o fac artiștii și toată risipa de bani pe care o fac artiștii atunci când câștigă, da? Deci uitând să menționeze chestiile astea, dar asta e altul. S-a ambalat foarte tare și atunci pe ideea că, vai doamne, artiștii vor muri de foame. Și acum zic că nu e cazul să ne ambalăm tot așa foarte tare pe anumite fraze pe care le-a scos ea pe gură, dar subiectul este irritant și recunosc ca în calitate de om care a decis ca în viața asta să nu facă copii, subiectul este foarte irritant. Subiectul este înfiorător de enervant și insistența cu care oamenii perseverează în a te scăi cu subiectul ăsta pe măsură ce treci și în viață, pe măsură ce îmbătrânești, este și mai irritant. Este absolut înfiorător câteodată, că și pe mine mă scot din sărite anumite persoane care, băi, insistă, dar insistă într-o nesimțire din asta înfiorătoare. Dar când faci copil? Dar de ce nu faci copil? Dar ce faci? Că uite, ceasul biologic, nu mai ai, ești bătrână, ce faci? Este absolutamente irritant și enervant. Bineînțeles că s-au vehiculat o mulțime de păreri și toată lumea a început să se dea cu părerea și toată lumea e expertă dintr-o dată și mai ales toată lumea este un părinte model. Asta, nu știu dacă ați sesizat, dar absolut toți sunt părinți model. Sunt excepțional toți, de-aia avem copiii needucați pe toate străzile, peste tot, pentru că suntem părinți model. Și de-aia suntem printre primii la analfabetism funcțional și așa mai departe. Poziția mea o știți deja, știți faptul că eu am zis de foarte mult timp chestia asta și mi-am luat, sunt și mi-au în continuare doza mea de înjurături și foarte mulți m-au înjurat și mi-au zis: vai, dar cum să nu faci copil? Dar asta e menirea ta ca femeie. Dar hai să dezbatem puțin mai în detaliu problema asta, pentru că eu știu că am fete inteligente și femei inteligente și femei cu copii și cu femei care au ales să nu facă copii și am senzația că cel puțin pe partea asta a femeilor care nu vor să aibă copii, suntem relativ minoritare în zona asta și pe internet suntem minoritare, pentru că toată lumea trebuie să aibă copil. Și mai ales că suntem puse constant la zid și ostracizate, că cum îndrăznești tu să nu fii femeie? Hai să o luăm așa. Din punctul meu de vedere, ideea de a face copil în ziua de astăzi, la felul în care evoluați societatea și la felul în care ne ducem viețile,
este opțională. Da? Fiecare individ adult cu capul pe umeri își poate alege această decizie de a fi sau a nu fi părinte, de a avea proprii copii, de a adopta, de a obține prin alte mijloace, pentru că ni se permite chestia asta. Deci, în primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că noi avem această alegere, că noi suntem învățați și trăim încă într-o societate, vorbesc de România strict acum, trăim într-o societate extrem de arhaică încă, unde avem impresia că acele cutume transmise din moși strămoși, în speță făcutul copiilor, sunt obligații. Nu, nu sunt obligații. Pentru o societate normală, evoluată și educată, nu este o obligație să faci copil. Obligația ta este, atunci când ai făcut copilul, să ai grijă de el. Să-l îngrijești măcar până la vârsta majoratului, să-l educi, să creezi un membru, un viitor membru al societății viabil, care, pe care să se sprijine societatea. Dacă nu ești capabil de a face chestia asta și dacă nu e chestia asta în considerare, s-ar putea să dai mari rateuri. Și drept dovadă, uitați-vă la noi în societate, pentru că la noi în societatea românească e cel mai bun exemplu. Vedeți foarte clar că cu cât nivelul educației este mai înalt, cu atât oamenii au mai puțin copii sau chiar deloc, tocmai pentru că își dau seama ce înseamnă responsabilitatea asta, și cu cât nivelul educației este mai precar, cu cât statutul material este mai precar, cu atât hai să facem copii. Pe bandă rulantă, știți? 10, 12, 15, 20 de copii, să fie acolo, fără număr. Nu e ok. Din punctul meu de vedere nu e ok, pentru că a face un copil reprezintă o responsabilitate extraordinară. Ești responsabil de copilul ăla până pleacă din mâinile tale. Că asta este la 18 ani, că e la 20, că e la 25, că e la 100, asta depinde de tine și de el și de cum vă gestionați voi treburile. Dar în momentul în care tu ai creat un copil, automat ți-ai asumat responsabilitatea de a face un membru al societății pe care societatea să se sprijine. Ce se întâmplă la noi acum cu fabrica asta de a face copii, cu frenezia asta de hai să facem toți copii, nu văd foarte multe șanse de a avea o societate sănătoasă în 20 de ani de acum încolo. Deci peste 20 de ani de acum încolo, și dacă vreți facem un pact și când o să am eu 50 de ani, dacă o să mai existe YouTube-ul, o să vin și o să reiau clipul ăsta și o să vedem în ce stadiu este societatea și o să nebunim împreună și o să-mi dați de dreptate. Pentru că nu văd șansele ca în România, cel puțin la ora actuală, să se dezvolte o societate sănătoasă, având în vedere de unde provin viitorii membri ai societății. Câtă educație au, câtă cultură au, da? Cât bun simț există și așa mai departe. Eu cred cu tărie că trebuie în momentul în care îți asumi responsabilitatea de părinte să fii foarte conștient de tot spectrul pe care îl presupune asta. Nu doar ce bine e când te ia în brațe și te mângâie și zâmbește. Nu, alea sunt chestii care în 5 minute au trecut. Ai clipit și s-au dus. Ca să înțelegeți, în România sunt niște criterii foarte clare după care se face copil. 1. Că trebuie. 2. Că e o sursă de venit copilul. 3. Că e forță de muncă la țară, spre exemplu. Poate până la o anumită vârstă este o sursă de forță de muncă gratis. Așa, 4. În cazul unora este modalitatea de a se lipi de bărbați, deși mai nou s-a demonstrat că nu prea mai funcționează metoda asta. Cam astea sunt majoritatea motivelor pentru care se fac copii în România, da? Sunt foarte puține femei care spun, băi, eu chiar mi l-am dorit. Și atunci, în momentul în care aud o femeie că spune, băi, eu chiar mi-am dorit copilul ăsta și mi l-am asumat și am vrut să fie al meu și chiar mi-am dorit să fac copii și m-am văzut mamă dintotdeauna și m-am văzut așa, tot respectul meu și jos pălăria și nimic de obiectat la capitolul ăsta, da? În momentul în care văd o astfel de femeie, jos pălăria, aveți tot respectul meu. Dar în momentul în care te văd pe tine în mol, că gași gura nu știu pe unde și copilul tău alergă pe partea elaltă de mol și dărâmă, și strică și aleargă vânzătoarele după el și tu nu îi zici nimic, aia nu-mi demonstrează că tu ești o mamă dedicată sau că tu ești o mamă eroină. Și nu-mi demonstrează că ți-ai asumat rolul de părinte. Ți-ai asumat rolul de breloc. Că iarăși, multe femei fac copii ca să aibă un breloc atașat. Să se simtă superioare cuiva, da?
Tot pe ideea că trebuie să fac copii. De ce trebuie să facem copii? Încă n-am găsit, încă n-a fost nimeni care să îmi dea un răspuns suficient de plauzibil și de, nu știu, bun pentru mine la întrebarea de ce trebuie. De ce? De ce? Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, de ce trebuie? Că asta e menirea mea ca femeie. Nu e adevărat. A mea ca femeie timp de câteva secole, până s-au înmulțit oamenii pe planeta asta, da? Și într-adevăr, specia umană trebuia să-și asigure continuitatea, după care această menire a devenit opțională. Și mai ales în contextul în care vorbim de femei independente, de femeia modernă, de femeia sparge tot, avem dreptul să ne alegem. Pentru că, iarăși este o ipocrizie foarte mare din partea societății și mai ales a ăstora care spun, da, fă copil. Faci copil, dacă îl faci și stai cu el acasă, ești o puturoasă, ești nenorocită. Cum adică stai numai cu copilul? Dacă îl faci și te duci la muncă, ești o egoistă, cum poți să pleci și să-ți lași copilul? Adică nici cum nu poți să o dai cu societatea din ziua de astăzi. Și atunci de ce trebuie? De unde acel trebuie? Asta cu menirea, v-am zis, nu mă convinge, nu mă coafează, nu este ceva ce să înghit, da? Cu menirea mea. Mai era un domn a cărui nume nu-l rețin deloc, iertați-mă, dar nu îmi intră, îl citesc într-o parte și îl și uit. Este acel domn care s-a făcut cunoscut prin niște idei din astea mai radicale sau, mă rog, l-am mai dat și eu ca exemplu pe Instagram câteodată, am uitat cum îl cheamă, o să vă las pe aici cum îl cheamă, care spunea, îi răspundea Deliei și spunea că e menirea ei ca femeie să facă copil și că el nu și-ar dori astfel de femeie lângă el pentru că ea nu e femeie și că, nu știu dacă s-a exprimat chiar în limbajul ăsta că nu e femeie, dar că nu și-ar dori astfel de femeie pentru că menirea ei este să facă copii. Pentru că el trebuie să-și împrăștie sămânța și neamul lui va trebui să continue și să fie puternic. Nu, dragă domnule. Dacă vrei ca neamul tău să fie puternic și să continue pe mai departe, trebuie să-ți alegi o femeie care își dorește același lucru cu tine. Da? Și anume să facă copii. Ai opțiunea de a alege între femeie, într-o femeie care vrea copii și una care nu vrea copii. Nu să-ți alegi o femeie, să te trezești că ea nu vrea copii și să o obligi. Da? Pentru că aia deja nu mai este o relație sănătoasă. Și eu v-am mai zis că lucrurile astea trebuie discutate în momentul în care vă decideți asupra unei relații și vedeți că o relație merge pe un făgaș ok. Lucrurile astea trebuie discutate din start. Adică nu stai 5 ani cu o persoană și tu să se trezească el vrea copii și tu nu vrei. Sau invers, da? Astea sunt niște chestii care trebuie să discutate și trebuie analizate din principiu, da? Poate nu la prima întâlnire când abia bem o cafea și râdem frumos unul la celălalt, dar la un moment dat, undeva la începutul relației, lucrurile astea trebuie discutate și puse la punct, da? La fel de bine cum trebuie discutat cine ce plătește în casă și cum împărțim facturile, la fel se discută și vrei copii? Da, bine, eu nu vreau, pa! Da? Pentru că nu poți să-ți pierzi timpul 10, 15, 20 de ani cu un om și să te oblige să faci copil. Să te trezești după 5 ani de relație, când m-am mai auzit, după 5 ani de relație să te trezești că, băi, dar eu nu vreau copil. Dar stai un pic, că eu vreau. Ce facem aici? Că eu vreau copil. Știți? Adică chestiile astea trebuie să discutate din start. Și în momentul în care tu, ca bărbat, îți dorești foarte tare ca sămânța ta să fie, să meargă mai departe și să continue, în momentul ăla îți găsești o parteneră pe măsură, da? Care să vrea același lucru cu tine. Înseamnă că eu, spre exemplu, nu sunt partenera potrivită pentru tine, pentru că eu nu-mi doresc. Și mai ales nu-mi doresc să fac. Că iarăși este o problemă de nuanță aici, pentru care multă lume n-a sesizat tot, cel puțin în ce mă privește. Că am zis de multe ori, nu-mi doresc să fac copii, da? Eu personal nu-mi doresc. Din vari motive, de la malformația mea de care v-am povestit, până la foarte alte multe motive, da? Și nu-mi doresc să fac. La ora actuală nu-mi doresc să fie producția mea proprie, da? Să fie sânge din sângele, nu mă interesează. Dacă vreodată și vreodată mă trăznește ideea de a fi mamă și poate mi se trezește cândva instinctul ăla matern în mine, există opțiuni. Adică nu trebuie neapărat să fie născut de mine copilul ăla ca să fie al meu. Spre exemplu, Teo.
da? E o trandafir care are o relație cu fata ei absolut senzațională. Și că rea nimeni nu poate să-i spună că nu este fata ei. Și nici fata ei n-ar putea să spună că nu este fata ei. Prin urmare, există opțiuni. În momentul în care îți dorești, se pot schimba lucrurile. Exact cum zicea și Delia, după aceea a venit cu niște... Bineînțeles, după toată vălugul ăsta a trebuit să vină cu niște explicații și a zis: ok, nu exclud ideea, dar cândva, poate mâine mă trezesc și vreau, da? Dar astăzi nu vreau. Așa și eu. Eu știu sigur că nu o să fie producția mea proprie. Deci la mine e clar că nu o să fie producția mea proprie. Dacă o să existe cândva ceva undeva, poate. Dar acum, vorbind la modul cel mai serios, eu personal nu am instinctul ăla maternal de că sau matern, cum se zice, maternal sau matern, așa, ăla de care vorbește toată lumea. Că vă aud pe unele cu instinctul ăla matern și cu nu știu ce. Și pentru mine chineză. Ce aia? Instinctul meu matern, știți când se dezvoltă? Când trebuie să gătesc pentru cineva. Deci atunci e singura dată când, băi, deci am o plăcere de a găti sau de a îngriji pe cineva. Ideea asta de a îngriji înseamnă și un pisoi. Adică nu trebuie neapărat să fie un pui de om ca să... Da, știți? De-aia, pentru mine, ideea de instinct matern e chineză. Nu știu cum să o pun altfel. Nu există la mine. Și dacă nu există, și știu, sunt 100 la mie sigură că sunt foarte multe femei în situația mea și care au făcut copii, de ce să-l chinui? Când nu am instinctul matern. Când am instinctul ăla de a fi mamă, când am dorința aia de a fi mamă, când am dorința aia de a vedea un boț de la mic, cum îmi îl descria cineva, să crească în ochii tăi, să știi că ai grijă de el, să știi că depinde de tine. Nu am chestia asta. Nu am! Spuneți-i egoism, spuneți-i că sunt rece, spuneți-i că sunt indiferentă, spuneți ce vreți voi, nu mă interesează. Eu tot aia simt. Adică nu am și dacă nu am senzația asta și nu am chemarea asta în interiorul meu, cine poate să vină să mă oblige pe mine să fac un copil? Pe ce argumente aș putea eu să bazez ideea asta de a face un copil astfel încât să și iasă bine? Da? Pentru că eu mare problemă aici. Eu, repet, sunt foarte multe femei, inclusiv mama, dacă e să o spunem pe aia dreaptă, care s-au apucat să facă copil că trebuie. Că așa face toată lumea. Și după aceea s-au plâns cât e de greu. Oh, dar nu știi tu cât e de greu. Vai, dar cât e de greu. Dar nu știi ce grea e viața cu copil. Pentru că iarăși folosim copiii pe post de scuză. Că după ce am făcut copii în societatea românească, sunt folosiți pe post de scuză sau pe post de PES. Înainte, știți? Adică, mă puteți lăsa să merg mai repede la casă, să trec mai repede cu produsele, că eu am copilul după mine. Cine te-a pus să-l iei după tine? La cumpărături. Dar nu se poate să intru eu înainte pentru că eu am copil. De ce? Adică, în societatea română, nu se poate să stau eu pe scaunele din față pentru că eu am copil și nu poate să stea în spate, că îi se face rău. Nu. Copilul nu este un pes. De a te fofila tu mai repede când ai tu nevoie de ceva și vrei să scapi de probleme. Știți? Nu e un pes. Nu. Copilul este o ființă umană de care trebuie să ai grijă, pe care trebuie să o formezi, pe care trebuie să o educi. Da? Nu este pesul tău de a te fofila, nu este scuza ta. Vai, eu nu pot să am grijă de mine că am copil. Serios. Nu zău. Vai, dar eu sunt atât de stresată că eu am copil și atâta griji îmi fac ce copilul ăsta. Aha, cine l-a făcut? E responsabilitatea ta. E responsabilitatea ta. Din momentul în care ai decis că-l faci, este responsabilitatea ta și, bineînțeles, alu tasu, dacă există în peisaj. De ce? Eu mor pe chestia. Jur că am o doză de... Nu știu, nici nu știu cum să definesc acest sentiment. Cred că greață ar fi cuvântul potrivit, dar nu chiar greață, știți? Pe femeile astea care folosesc copiii pe post de scuză. Copilul ăla nu te-a rugat să-l faci. În primul rând, trebuie să ținem minte chestia asta. Copiii, că sunt doriți sau nu sunt doriți, nu contează, ei niciodată nu te roagă să-i faci. Deci copilul niciodată nu o să zică: mamă, tată, hai că vreau să ies. Hai mai repede. Nu, niciodată. Da? Deci
Prin urmare, nu ai niciun drept, chiar dacă ești părintele lui, să-l folosești pe post de scuză. Oh, vai, eu nu pot să fac nu știu ce. Știți clubul de mămicuțe de la, din toate birourile, din toate companiile. Sunt cluburile de mămicuțe care nu discută de dimineața până seara, nu discută altceva decât meditațiile copilului și vai cât e de greu și vai cât. Dar nu, eu nu pot să mă duc în vacanță, că trebuie să iau copilul după mine, dar eu nu pot să fac aia, că eu am copii și am cheltuieli. Nu mai folosiți copiii pe post de scuză. Că nu ei v-au pus să-i faceți. În momentul în care faceți copii, trebuie să vii asumat. Ăsta este adevărul. Mai am comentarii de la clipul celălalt în care ziceam că nu vreau să fac copii dacă le mai găsesc, le pun aici pe ecran. Și era ceva, la un moment dat îmi scria o doamnă, dar de unde știi tu cum se cresc copiii dacă n-ai copii? Da, adevărul este că în secolul vitezei, asta este fix o întrebare din aia tâmpită pe care numai vecină mea, care nu este updatată la societate, poate să-mi o pună și ea are o scuză. Un om normal în ziua de astăzi nu mai are scuză să-mi pună asemenea întrebare. Pentru că, da, în ziua de astăzi, în secolul vitezei, numai așa afli cum se cresc copiii. Adică nu există cărți de citit, nu există materiale, nu există informații pe internet, nu vezi oameni pe stradă, adică nu poți să analizezi, nu, ești atât de cretin încât nu poți să vezi când e femeia aia atât de frustrată pe copilul ăla că îi vine să dea cu el de asfalt. Efectiv, am văzut într-o zi, nu de mult, văzut o mămică cu un copil, cred că n-avea 5 ani, și avea o criză copilul, că are crize, na, nu știți, copiii mai fac crize. Și era atât de frustrată și trăgea de el, de ziceai că e un gunoi și efectiv mai avea puțin să dea cu el de asfalt. I-a și zis, dacă mai urli mult, dau cu tine de pământ. Și zic, da, hai, o educație super sănătoasă. Felicitări! Bravo ție! Asta apropo de părinți model. Deci, în momentul în care vrei să faci copil, ți-l asumi. Și nu este obligată toată lumea să facă copii. Unii oameni nu sunt pregătiți să facă copii. Unii oameni poate nu vor pur și simplu să facă copii. Ai dreptul de a nu vrea. Într-o societate în care ești liber și suntem liberi, avem dreptul de a alege. Nu decide nici patriarhul, nici președintele, nici tata, nici vecină mea. Nimeni nu decide pe corpul meu ce vreau să fac. Da? Pentru că dacă fac împotriva voinței mele, după aceea este un chin. Toată existența mea din punctul ăla încolo este un chin. Și cine credeți că o să sufere cel mai mult? Nu eu, copilul. Am o cunoștință, chiar apropo de chestia asta, persoana cu care discutam, tot așa se chinuie de mulți ani, se chinuie să facă copii. S-a căsătorit relativ tânără și se chinuie să facă copii. Toată lumea, când faci copil, când faci copil, când faci copil, când faci copil. Bineînțeles că pe săraca o frustrează și o dor întrebările astea și a încercat multe chestii. Și in vitro, și tratamente, și multe. Nu s-a prins. Efectiv, nu s-a lipit nimic. Nimic. Nu vrea. Copilul nu vrea să vină. Pe principiu că copilul își alege, știți? Cum zic unii. Și la un moment dat asta și-am întrebat-o. Zic, bă, da. Stai un pic, tu vrei de fapt să faci copil? Adică tu chiar îți dorești un copil? Și stă așa un pic în cumpănă, a făcut o pauză lungă, s-a uitat așa undeva deasupra mea, așa s-a uitat peste mine, o vedeam că se uită peste mine pe perete și zice, mă, zice, nici nu știu. Zice, după câte tratamente am făcut și după prin cât stres am trecut și pentru cât m-am chinuit până acum și n-a ieșit nimic, ce nu știu. Zice, dar e atâta presiune în jurul meu, de la bărbasul, maică, sa, soacră, sa, vecin și așa mai departe, să fac copil și când vine copilul, încât am cedat. Zic, da, dar trebuie să te gândești în primul rând ce vrei tu, că-i corpul tău. Și am dat de gândire. Acum, eu nu am zis femeii să nu facă, și asta spun și aici. Nu spun să nu faceți copii dacă vă doriți, dacă asta e menirea voastră în viață, dacă voi ați analizat conștient treaba asta. Nu că ați văzut-o pe prietena că a făcut copil și noi e în o competiție între noi, hai să facem care are familia perfectă pe Instagram și hai să ne le uităm și hai să facem copii. Nu. În momentul în care iei decizia de a face un copil, din punctul meu de vedere, sunt niște lucruri pe care le analizezi. Și lucrurile astea le analizezi și când nu vrei să faci copil, și când vrei să faci. În primul rând, băi, mi-l doresc, am instinctul la matern, eu v-am zis, la mine e gol. Clean, dry, tot, nimic. Nada, nu există. Bun, ok, am trecut de asta. Apoi, ce înseamnă să faci copil? Înseamnă că
acel copil va crește și va deveni un membru în societate. Iar comportamentul lui în societate cumva mă reflectă și pe mine. Sunt dispusă să investesc în educația lui, în cultura lui, ca să devină un membru de bază al societății, un membru stabil? Următorul punct. Mi-l permit copilul ăla? Da, da, trebuie să spui întrebarea dacă îți permiți copilul ăla. Pentru că asta e o mare problemă la noi. Nu ne punem întrebarea dacă ne permitem copilul ăla. Fiindcă, dacă n-ați observat, în ziua de astăzi copiii nu mai cresc cum am crescut noi, chiar și eu, chiar și generația mea. Că eu mă duceam, îmi dădea bunica mea dimineața o cană cu lapte cu cacao, la prânz îmi dădea, nu vreți să știți cât îmi era de rău după laptele ăla, că de atunci cred că aveam intoleranță la lactoză, dar trecem peste. Așa, la prânz, la pachet aveam pâine cu untură, nu vă grețoșiți că în Ardeal se mănâncă, nu vă mai strâmbați, da? În Ardeal se mănâncă, e perfect normal, acolo margarina e o mizerie. Așa, și la 1 când ajungeam acasă, dacă era ceva mâncare bine, dacă nu iară bine, luam iarăși o felie de pâine cu untură și mă duceam până seara la 7, 8, 9, depinde de zi, și mă jucam și nu-mi trebuia nimic. Nu-mi trebuiau nici haine de firmă, nu-mi trebuiau nici jucării, nu-mi trebuiau nici PlayStation-uri, nici tablete, nici telefoane, nici nimic. În ziua de astăzi nu mai poți. Nu mai poți să faci chestia asta, da? Copilul are nevoie. Pe lângă chestiile superficiale, cum ar fi haine, nu știu cum, că deja începe competiția de la grădiniță între ei care sunt mai fițoși cu hainele. Lăsând asta la o parte, le trebuie mâncare, că nu poți să-i dai copilului o coajă de pâine, da? Trebuie mâncare de calitate și cu cât mâncarea este mai proastă, cu atâta trebuie să investești mai mult în mâncare de calitate. Că unui copil îi trebuie să-i dai totuși, că îl formezi, crește, este în perioadă de creștere, trebuie să-i dai mâncare sănătoasă, nu poți să-i dai toate mizeriile pe care le vezi. A, că asta se face în România, asta e practica în România. Se ține otrășos. Așa, apoi, trebuie să investești în educație. Uite, serios, la modul cel mai serios, unul din motivele pentru care eu nu aș vrea să fac un copil în România, să am un copil, să am, nu să-l fac, că de făcut ne-am înțeles că nu-l fac, să am un copil în România este sistemul de educație. Băi, fraților, eu nu vreau să treacă, să fac un viitor om să treacă prin același chin prin care am trecut eu. Adică asta ar însemna să nu fi învățat nimic din tot parcursul meu, din tot bullying-ul, din toate depresiile mele și din toate astea, nu înseamnă să nu fi învățat nimic. Cum să fac eu un om să îl trec prin sistemul de învățământ din România? Nu există așa ceva, este o mizerie. Sistemul de învățământ din România creează tâmpiți, creează tembeli. Pentru că te pun să citești motamo și după aia să repeți ce ai citit motamo. Și dacă n-ai repetat exact la virgulă ce ai citit, ești un idiot. Da? De aici și analfabetismul funcțional de aproape 50% pe care îl avem. Prin urmare, nu este un sistem sănătos. Prin urmare, eu una n-aș vrea să-mi cresc copilul într-un astfel de sistem. Și de-aia i-am și zis uneia când m-a întrebat odată, chiar i-am dat explicația asta, că tot așa m-am săturat de toate întrebările astea cretine, i-am zis, nu mi-l permit. Cum adică nu ți-l permit? Nu mi-l permit, uite așa. Nu-mi permit să fac un copil. Nu-mi permit să-l susțin financiar. Păi că da ce? Consumă mult un copil? Da, consumă foarte mult un copil. Și nu numai, întotdeauna consumă copilul mult. Și energie și atenție și multe consumă un copil, că de-aia îl faci. Și trebuie toate chestiile astea să le redirecționezi către el. Din alte părți unde sunt ele direcționate, trebuie să le redirecționezi către el. Prin urmare, copilul da, consumă mult. Este o investiție pe termen foarte lung, dacă vreți să o vedem așa. Da. Care nu întotdeauna este fericită, nu este întotdeauna bine, dar asta este. Important e că tu faci tot ce depinde de tine, tot ce depinde mai bine de tine pentru investiția asta. Și da, copilul consumă multe resurse și trebuie să ți-l permiți. Da? Și iarăși încă o chestie pe care nu o ia nimeni în calcul legat de copii este faptul că sunt foarte mulți oameni care au boli psihice și care fac copii și le transmit mai departe. Eu inclusiv ideea de a avea depresie, că am depresie, știu oameni cu depresie cronică care fac copii și stau și mă gândesc, why? Știți? Adică, hello, tu nu-ți dai seama ce faci? Pentru că lucrurile astea la noi în societatea noastră nu sunt luate în calcul. Da, suntem o societate disfuncțională și mulțumim comunismului, că de acolo a plecat totul.
Ne-a dat peste cap, efectiv. Ne-a oprit din progres și ne-a făcut să devenim o societate disfuncțională. Iar când a venit așa zisa libertate, care numai libertate nu este, această libertate a fost înțeleasă prost și văzută prost de oameni. Da? Așa că nu este cea mai bună societate în care să faci un copil, din punctul meu de vedere. Da, că sunt foarte multe persoane care vin și spun, dar nu știi tu cum e să vină să râdă la tine, să... Ba da, știu că uitați-l pe ăsta. Uitați-vă la el cum vine și se lipește de mine și îl mângâi și îl iubesc și mă iubește și se bagă mine, mă și zgârie. Trecem peste. Ba da, știu cum e. Și e tot ce am nevoie. Îmi ajunge el, da? Deci, eu nu spun ca oamenii să nu facă copii. Dacă eu nu fac copii, toată lumea nu trebuie să facă copii. Și nici Delia n-a zis chestia asta. Și nici, în general, niciun om cu capul pe umeri care decide să nu aibă copii, nu spune chestia asta. Spune doar, eu nu vreau să fac copii. Eu, personal, Nicoleta Stănciucă în speță și Delia și Tania Budi și care o mai fi. Noi am decis că nu vrem să facem copii. Stați așa. Că avem probleme. Aveam și un discurs aici. Așa, mulțumesc. Așa. Deci, noi în speță am decis că nu facem copii. Asta nu înseamnă că tot restul lumii nu. Dar ne-ar plăcea foarte tare că acei oameni care fac copii să-i facă conștient, asumat. Și că și doresc. Da? Pentru că, iarăși, o să vedeți, e un fenomen în dezvoltare și iar vă provoc și să vă țineți bine și să vă uitați peste, nu 20 de ani, peste 10 ani, să vedeți ce generații vor veni din urmă. Vor veni generațiile copiilor crescuți în rate. Eu așa le zic, copiii crescuți în rate. Adică, ce înseamnă copil crescut în rate în viziunea mea? Înseamnă acel copil care este făcut de doi părinți irresponsabili de cele mai multe ori, care s-au despărțit și care decid că, știi, că pentru că sunt foarte orgolioși și nu pot decide ca copilul să rămână doar la unul, nu, trebuie să fie și la unul și la celălalt, adică custodie împărțită. Și copiii ăștia stau 3 zile la măsa și 4 la tasu, sau invers, 5 zile la măsa, 5 zile, 3 zile la tasu, ceva de genul ăsta, știți? Copiii ăia n-au stabilitate. Iar stabilitatea pentru un copil este o chestie absolut fundamentală, în caz că nu știați. Căutați în orice manual de psihologie, vreți. Pe lângă asta, toate certurile astea care sunt între părinți și toate dezbaterile și eu iau aia și tu iei aia și eu am pus atâția bani, dar pune și tu bani, dar de fă și tu aia, dar de ce faci aia, dar tu îi dai în asta, eu îi dau voie, dar... Și tot meciul ăsta de ping-pong care are loc între doi oameni irresponsabili și care nu se gândesc, de fapt, la binele copilului, ci se gândesc cum să se bată în orgolii. Că o să vedeți că sau o să vedeți că vine generația copiilor lui Kylie Jenner, Kim Kardashian, ăștia și a multor altora, și vedete de la noi și nu numai, care au făcut copii așa că să facă, să arate și ei că au copii. Pentru că ei oricum nu se ocupă de copiii lor, adică au atâția bani și atâția oameni pe lângă ei încât poate se văd odată la 5 ani cu copilul ăla, știți? Adică nici nu știe cum arată dacă trece pe lângă el pe stradă. Și o să vină generația ăstora care vor fi dați complet peste cap. Deci vor fi complet dați peste cap. Pentru că ei n-au stabilitate, n-au un centru emoțional, n-au suport emoțional, n-au nimic. Sunt pur și simplu o minge de ping-pong între niște irresponsabili. O să vedeți că o să ajungem în punctul în care nici banii nu te salvează, nici celebritatea nu te salvează și o să fie foarte drăguț. Cu ghilimelele de rigoare, da? Ei, eu una am ales că decât să fiu astfel de mamă, mai bine să nu fiu mamă, mai bine să mamă de pisici, că ăștia măcar sunt parțial independenți de la o vârstă, da? Deci, eu am ales chestia asta, dar nu spun că toată lumea trebuie să facă ca mine. Repet, ceea ce se pare că nu se înțelege. Nu spun că toată lumea, femeile trebuie să facă ca mine. Bă, dacă îmi faci, când îți asumi ceva, asumă-ți până la capăt. Dacă te decizi să fie copilul tău, păi să fie până la capăt. Să știi că ăla este unul dintre cei mai buni membri din societatea ta și că te poți baza pe. Un exemplu de mame din astea, eroine și model. Trec strada cu copilul pe partea mașinii, copilul 2 ani. Le-ați văzut?
cum trăsc copiii după ele, trec strada la 2 metri de trecerea de pietoni. Deci 2 metri mai au până în trecerea de pietoni și iau copilul, tot așa, îl târăsc ca pe un gunoi, ca pe un sac de la de gunoi când e prea greu, îl târăsc după ele, cu copilul pe partea mașinii, bineînțeles, că dacă dă mașina peste ei, să-l lovească întâi copilul, doar nu o să-l lovească pe ea. Ce educație îi dai tu dintr-un astfel de comportament copilului tău? Unu, că e bine să încarce regulile, da? Că trecerea de pietoni e acolo, la 2 metri, dar tu ai ales să treci pe lângă ea. Doi, că nu trebuie să te intereseze de ceilalți, da? Nu te interesează că șoferul în rolul ăla poate nu-i atent, că poate nu-l țin frânele atât de repede, din scurt, că, da? Și că efectiv trebuie să fii un ignorant. Asta, asta ai transmis, asta inserezi. Bun, și atunci ce drept mai ai tu ca părinte de genul ăsta să te plângi de societate? Zic și eu. Cred că alții au libertatea de a alege să facă copii și dacă și doresc, repet, din tot sufletul, tot respectul meu și să-i facă și să-i educe și să se bucure de ei fără nicio problemă. Dar în egală măsură, cred că există și acea categorie de oameni care chiar dacă își doresc, poate n-ar trebui să și facă. Da, pentru că ei nu au educație. Și dacă nu au educație, ce să dea mai departe? Ce să dai? Ignoranța? Să o dai mai departe? Păi pe aia încercam să o oprim. Încercam, la un moment dat, acum se pare că nu. Mai, s-a terminat. Deci, ce să dai mai departe? Mi-ar plăcea foarte tare să ajungem în punctul în care nu mai punem întrebări din astea tâmpite. Dar tu ești căsătorită? Că așa asta e o întrebare tâmpită. Nu e treaba ta. Da, chiar vorbeam cu Pebbles despre întrebări din astea cretine care se pun la interviuri. De ce trebuie să fie un criteriu de selecție dacă doresc să mă căsătoresc și să fac copii? Nu, nu. Din punct de vedere moral, ăsta nu este un criteriu de selecție, pentru că avem aceleași șanse toți. Ar trebui să avem aceleași șanse toți. Dacă eu decid să-mi asum jobul ăsta și să fac și copil, înseamnă că m-am gândit foarte bine și că sunt capabilă de așa ceva. Da? Deci nu trebuie să fie un criteriu de departajare ăsta. Dar mă rog, ăsta e alt subiect și discutăm altă dată. Nu cred că toată lumea trebuie să facă copii. Nu sunt de acord cu ideea, sub nicio formă, cu ideea asta super arhaică că, vezi, Doamne, ești femeie, trebuie să faci copii. Nu, mamă, nu, nu. Poate dai naștere unui monstru. Te-ai gândit la chestia asta? Poate, știu eu, pe cineva care a dând doi copii făcuți amândoi cu malformații. A, da, și apropo de treaba asta, că mai vin unele și îmi spun, da, dacă și mama ta gândea așa, tu nu erai acum pe lumea asta. A, serios? Dacă știi voi, până la 30 de ani, de câte ori mi-am dorit eu să nu mă facă mama, că m-a făcut tot pentru că trebuie, da, asta a fost explicația ei, la un moment dat mi-a zis, efectiv, am simțit că ecoul ăla, știți, ecoul ăla de la... când rezonează așa într-o cameră sau așa am simțit eu că mi-a făcut în creier chestia asta când am auzit-o pe mama că a zis dar trebuia să fac copil. Serios? Eu nu deschid subiectele astea atât de profunde cu voi, că totuși trebuie să păstrăm o limită a decenței și până la urma urmei canalul ăsta nu este despre a deschide toate rănile mele ancestrale, dar dacă știi de câte ori mi-am dorit eu să nu mă fi făcut mama pe lumea asta, aoleu, și ce bine era dacă s-abțineau amândoi. Nici nu aveți idee. Da. Glumă, dar treaba e serioasă. Adică consider că atunci când omul își dorește un copil, să-l facă. Și când și-l asumă. Dacă nu ți-l asumi, stai în banca ta, fă altceva cu viața ta. Du-te, distrează-te, fă altceva. Găsește-ți alt scop în viață. Sunt foarte mulți oameni pe lumea asta care trăiesc bine mersi, au alte scopuri în viață, reușesc să facă încă alte lucruri extraordinare, nu neapărat copii. Chiar vorbeam cu educatoarea mea, m-am întâlnit acum când am fost la mama, m-am întâlnit cu ea, n-am mai văzut-o de foarte mult timp, cred că eram adolescentă când am văzut-o ultima dată. Și ziceam, vorbeam și cu ea și nici ea n-a avut copii, educatoare fiind, da? Nici eu n-am avut copii și n-am intrat. Bineînțeles, vă dați seama, eu sunt un om suficient de bun simț ca să nu pun întrebări, da, de ce n-ați avut copii? Da? Eu am atâta simț, lungime de nas, încât să nu
pun asemenea întrebări. Dar din discursul pe care l-am avut și din discuția pe care am avut-o cu ea, o discuție foarte civilizată și foarte normală pe tema asta copiilor, și spuneam că nici eu nu-mi doresc și, mă rog, îi explicam niște chestii și vorbeam cu ea pe tema asta, am văzut-o foarte relaxată. Adică am văzut-o foarte relaxată și este de aceeași vârstă cu mama mea. Sunt foarte apropiate ca zile de naștere, adică sunt la câteva zile distanță una născută de cealaltă. Și am văzut-o foarte relaxată. La vârsta ei, vârstă destul de înaintată, să fie atât de relaxată că n-a făcut copii. Da, nu, dar am crescut atât de mulți copii, n-am avut ai mei personali, mi-a zis, dar am crescut atât de mulți copii. Da, se poate și așa. Există și așa. Există și opțiunea asta, să faci altceva. Nu spun neapărat că trebuie să te faci educator. Există și așa. Opțiunea de a face altceva memorabil pentru lumea asta și important pentru lumea asta decât copii. Nu toți trebuie să ne lăsăm amprenta pe lumea asta făcând copii. Putem să ne lăsăm amprenta pe lumea asta făcând altceva, ajutându-i pe alții. Fiind niște oameni mai buni decât am fost ieri. Dacă am începe de acolo, ar fi extraordinar, zic eu. Și cu asta vă las. Mulțumesc dacă v-ați uitat până aici, dați un like și un share la clipul ăsta, vă aștept părerile cu mare interes, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!